Cernișoara se numără printre localitățile din Vâlcea care au fost prinse în proiectul regional privind extinderea sistemului de alimentare cu apă și care ar trebui să beneficieze de fonduri europene, dar în acest moment nu se știe când vor începe lucrările. Una dintre cele mai dureroase dorințe care le avem și încă nu le vedem duse la îndeplinire este lipsa apei și a canalului pe cei 15 km de drum principal, la care mai putem adăuga ulițele secundare care sunt în satele prin care traversează această conductă de apă. Din păcate, în momentul când stau de vorbă cu dumneavoastră, știu doar atâta să vă spun că Cernișoara, împreună cu Copăceniu, Peșteana și Frânceștiu, suntem în evaluare. Deci a fost depusă de către APAVIL documentația la București, a fost declarată atunci eligibilă, va fi pentru finanțare. Acum fiecare individual, loturi, că au fost scoase pe loturi. La licitație. Suntem în dezenarea unui constructor. Da. Noi suntem în evaluare și așteptăm să se termine verificarea și să ni se aducă la cunoștință faptul că cineva a câștigat și se pot începe lucrările pe extindere apă. Luna trecută, primarii din județul Vâlcea au avut o discuție pe această temă în cadrul ADIAPA, însă răspunsul primit i-a descumpănit. La întâlnirea la care am fost eu și foarte mulți colegi din județ care facem parte din ADIAPA Vâlcea, a participat un reprezentant chiar al MTISA, cu care am stat de vorbă și am schimbat câteva discuții. Deocamdată, dumneavoastră, spun că există ceva probleme tehnice și deocamdată doar atât au putut să ne spună. Bineînțeles, răspunsul lor a fost unul total dezamăgitor. Nu pot să vin în fața unor primari care erau primari cu la al treilea, al patrulea mandat, care cu aceeași problemă se confruntă, lipsa extinderilor de apă și de canal în localitățile dumnealor, și să vină să spună acum că trecură 4 luni de zile și după 4 luni de zile, de fapt, nu există niciun răspuns plauzibil. Adică tot avem, încercăm, nu se poate. Deci, eu, părerea mea este că sunt depășiți de situație, fiind o lucrare de o asemenea învergură, un proiect așa de mare, eu cred că ei sunt depășiți. Cum ar fi trebuit să procedeze din punctul dumneavoastră de vedere ca să miște un pic mai repede? Să externalizeze din servicii. De exemplu, să iau o firmă de consultanță cu care să poată să plece la drum, frate. Nu poți cu o mână de oameni. Eu înțeleg că există un deficit, de exemplu, la APAVIL de oameni, da? Din punctul de vedere al verificării. Da? Eu spun ce mi se spun. Eu nu am acces în baza de date la ce potențial au dumnealor, nu? Eu nu critic, Doamne ferește, pe departe gândul acesta. Dar nu pot să nu-mi arăt nemulțumirea de o situație care este total neplăcută, nu? Ne trezim că acum vine vara la Cernișoara. Pățim ca și anul trecut, nu? Primesc telefoane în continuu, oamenii n-au apă la animale, oamenii n-au apă de băut, n-au apă pentru apă menajeră în gospodării. Trebuie să le cărăm noi, la bătrâni, se vor face curs din nou la puțul care este la școală și suntem în secolul 21, în anul 2023, să nu avem apă. Contractul de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea a fost semnat în toamna anului trecut și are o valoare de peste 300 de milioane de euro. Beneficiarii finali ai proiectului sunt locuitorii a 10 de comune vâlcene.